Rămâi în dragostea Lui. Ioan, capitolul 15, versetul 9. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Trei caracteristici pentru cel care rămâne în Hristos. Prima caracteristică este să-ți faci timp. Trăim într-o societate care merge pe bandă rapidă aproape tot timpul. Cuvântul rămâne este contraconcurent cu tot acest mod de viață. Există o liniște în cuvântul rămâne. O liniște care provine din petrecerea unui timp de calitate, nepripit, pașnic, meditativ. Iisus era ocupat o mare parte din timp, dar își lua timp liber pentru a se retrage și pentru a se ruga în mijlocul unui program aglomerat. În Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 35, după vindecarea multor oameni din Capernaum, citim: a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Dacă îți iei timp să rămâi cu Hristos, vei descoperi că ai mult mai mult timp decât ți-ai dat vreodată seama. Vei descoperi că Dumnezeu este uimitor de dispus pentru conversație. A doua caracteristică pentru cel care rămâne în Hristos este cunoașterea Lui. Fondatorii tuturor celorlalte religii, Mahomed, Buddha, Confucius, sunt morți, dar Iisus este viu. S-ar putea să vă surprindă cât de mult puteți învăța de la cineva în viață. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. A treia caracteristică a celui care rămâne în Hristos este călcarea pe urmele lui Iisus. Altfel spus, a urma sau a călca este ucenicie. Când ești în preajma lui Iisus, pentru o vreme, El te schimbă. Te găsești gândindu-te la lucruri la care nu te-ai gândit niciodată. În vorbirea ta de zi cu zi, te auzi când folosești un cuvânt nepotrivit și dintr-o dată nu mai ești la fel de confortabil ca mai înainte. Nu doar cuvintele noastre, ci viața noastră schimbată va impresiona oamenii din jurul nostru. Sfântul Francisc de Assisi a spus odată: predicați Evanghelia în toată lumea și, dacă este necesar, folosiți cuvinte. Există suficiente dovezi ale rămânerii în Hristos în viața voastră ca oamenii să le poată vedea? Ioan, capitolul 15, versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.